Bună seara! Sunt Liviu Drăghiș, președintele Fundației Satul Brâncovenesc. Fac parte dintre organizatorii acestei seri. Am decis să îl invităm pe părintele Damaschin de la Grigoriu, pentru că părintele Damaschin este un trăitor, iar în epoca în care trăim noi, există o inflație de informație. Marea majoritate dintre noi știm Patericul, știm cuvântul Sfântului Antonie, dar din punct de vedere al experienței, poate suntem încă începători. Pentru aceasta ne-am bucurat că părintele Damaschin a acceptat cu drag invitația. Chiar pot să spun că Sfinția sa s-a bucurat să fie alături de noi, fiindcă are ce ne împărtăși. Este un, ca un pom cu roadă bogată, după peste 40 de ani de misiune în Africa, unde a botezat întru Hristos peste 30.000 de oameni, unde a construit mănăstiri și biserici și unde a luminat cu lumina lui Hristos întunericul Africii. Nu vreau să lungesc cuvântul meu, aș vrea să vă spun că structura conferinței va fi practic din trei părți. Prima parte, părintele ne va vorbi despre minuni, urmează o pauză de vreo 15 minute, după care, în a doua parte, părintele va vorbi despre vrăjitori și vrăjitorii, iar în a treia parte va fi o sesiune deschisă întrebărilor noastre, lucru pentru care o să am rugămintea să solicitați doritorii doamnelor care sunt pe marginea rândurilor noastre hârtie și pix. Tot dânsele vor strânge întrebările, iar noi ca organizatori ne vom permite să selecționăm întrebările pe care le vom pune adresa părintelui Damaschin. Din partea organizatorilor, rugăminte să nu se mănânce în sală și copilașii să se aibă grijă de ei, să nu fie gălăgioși. În foaier, în afara sălii, veți observa că e un stand cu produse mănăstirești de la Mănăstirea Grigoriu. Pentru cei care vor să susțină cumpărând aceste produse, Mănăstirea Grigoriu se constituie în dodanie. Vă mulțumim pentru prezență și îl invit pe părintele Damaschin. O să invit pe grupul Psalti, care a fost invitat să ne spună, să ne recite, să ne cânte Împărate Ceresc și rugăciunea începătoare. Doamne ajută! Sure.
Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea ce ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel grav. Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu noi este Dumnezeu cu asa har și cu asa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Harul lui Dumnezeu sunt chemat de la Părintele Gheorghe și de la grupul fraților noștri pe care, care au făcut această organizare, ca să spun cuvintele din Africa, unde cu Harul lui Dumnezeu am lucrat până acum 30 de ani. La început vreau să caut ca de la dumneavoastră scuza, mă scuzați, în primul rând, pentru că nu sunt original român și nu știu bine ca să vorbesc limba română. Sunt original grec, cu român mai cu inima. Și a doua oară vreau să vă cer iertare, pentru că este puțin rușine pentru mine un călugăr străin, grec, a venit aici ca să ne spună cuvinte, au sfaturi, au altceva, unde este o biserică mare, o patriarhie, unde sunt foarte mulți numiți predicatori, teologii, și cred că nu este nevoie deloc să fie un calungăr grec care a venit ca să vă spune cuvinte de folos. Și pentru aceasta am de la început vă rog să mă iertați. Știți că este voia lui Dumnezeu Iisus Hristos care înainte de plecarea lui la cer, i-a spus ucenicul a lui ca să merg în toate țările, în toată lumea, ca să propovăduiesc și ca să botez oamenii în numele al Sfintei Treimii. Adică scopul al biserica noastră este mântuirea oamenilor, tuturor oamenilor. Noi, ortodoxii, greții, românii, suntem foarte bucuroși și recunoscători pe fața lui Hristos, pentru că am găsit biserica noastră aici, la țările noastre, pentru că alții strămoșii noștri au lucrat, au înființat bisericii, au tradus cărțile și noi am găsit toate. Numai Dumnezeu vrea de la noi, de la românii, de la greții, vrea numai râvna și dragostea pentru Iisus Hristos și pentru mântuirea noastră și dragoste pentru aproapele nostru. Dar această mare
lucru care noi aici am găsit, și greții, românii, și alții ortodoxii poboare, nu este în alte țări. Adică oamenii sunt foarte desperați, se sunt chinuiți, și stăpiniți de la duhuri rele, de la diavol. Prima dată am fost în Congo, pentru că mi-a trimis părintele stareț meu, Gheorghios Capsanis, mi-a trimis acolo pentru că înainte un an de zile a fost acolo ca să lucreze un alt ieromonah de la Grigoriu, mănăstirea mea, părintele Meletie, în locul unui alt părinte Cosmas, care acolo a lucrat 11 de ani, dar în anul 1989 a murit din cauza de accident. Dar părintele Cosmas acolo a lucrat 11 de ani, de la 1978 până 1989, și acolo a înființat 55 parohie, a construit 12 biserici, și mitropolitul acolo a lui Preasfințitul Timote a chirotonit 10 preoți de mir, adică, și așa încet încet mergea bine lucrarea, misiunea ortodoxă în Congo. Ca o paranteză vreau să vă spun un cuvânt despre Congo. Congo este o mare țară care este în mijlocul continentului Africa și este mai mare decât România 10 ori și pe fața în Grecia este mai mare 18 ori. Acum trăiesc acolo aproape 90 milioane de oameni și acolo creștinismul, religia noastră, adică, a intrat nu de la noi, a intrat de la catolici înainte de 150 de ani. Dar protestanții au intrat în Congo de la 1930. Noi ortodoxii am intrat în Congo de la 1973, adică înainte de 45 de ani este prezența ortodoxia în Congo. Ce vreau să vă spun, că au intrat acolo alte biserici, dar oamenii acolo nu sunt izbaviți de la patimile lor, de la duhuri rele pe care ei le adora ca Dumnezeia lor. De ce? Noi știm că biserica adevărată care noi am luat pe minile de la Iisus Hristos, de la apostoli, și apostolii le-au luat de biserica lui Hristos pe minile preasfințiților, și până astăzi noi luăm toate darurile și binecuvântarele de la biserica ortodoxă prin părinții noștri, pentru că prin părinții noștri lucrează Duhul Sfânt, fiindcă Iisus Hristos înainte de înălțarea lui la cer le-a spus, le-a promis ucenicului lui ca să nu meargă mai departe, vor aștepta ca să trimite Duhul Sfânt. Iisus Hristos, ca cu trupul lui, a plecat în cer, dar lucrarea pentru mântuirea oamenilor este în continuare în Biserica Ortodoxă, prin prezența, în definitiv, în veacul veacului, prin prezența al Duhului Sfânt. Și slava Domnului, trebuie noi ca să mulțumim Iisus Hristos, pentru că numai Duhul Sfânt lucrează numai la Biserica Ortodoxă, nu lucrează în alte biserici. Și pentru aceasta fac și alte biserici. Trebuie să spunem că sunt biserici eterodoxe, adică nu au plină învățătura ortodoxă. Învățătura ortodoxă completă este numai la Biserica Ortodoxă, cum noi știm toți. Dar acolo este o mare nenorocire, nu numai în Congo, în toate țările, și în Africa, și în toate alte, și în toată lumea, ca sunt multe biserici, dar nu sunt biserici a lui Hristos. Adică nu oamenii
pot ca să izbavesc de la duhuri rele, de la religia lor și de la adorarea lor pe fața pe fața lui Hristos, pentru că numai Iisus Hristos este adevărat Mântuitorul nostru. Și acolo, în Congo, este atât de foarte puternică organizarea, nu știu, religia, organizarea, adică organizarea și adorarea duhurilor rele, diavolul, adică, este foarte organizată. Ca noi aici suntem un patriarh, avem preasfințiții, avem preoții, adică biserica noastră este atât de bine organizată, așa, cam așa, este organizată acolo și religia demonică. Și acolo, adică în fiecare sat, comun, oraș mic, mică și mare, este un primar, un președinte. Acesta este obligație ca să fie, ca să aibă toate funcțiune. Adică el este responsabil pe fața, locuitorii a lui, este responsabil ca să fie conjucător, conducător, general, adică șef de armată acolo, capacitor și să fie și vrăjitor, adică șef de religie a lor. Și toți oamenii care trăiesc în această comună sau în această satul lui, trebuie să facă ascultare și nu se poate ca să merg în alte orașele sau în alte satele. Adică sunt robii și sclavii pe fața acestuia omul care se aude cu numele doctor, adică au o numele în limba Swahili și le numesc Muganga. Ce e Muganga? Adică doctor. Și oamenii, pentru toate problemele lor care au, spun, vom merge la Muganga ca să ne dea o soluție. Acolo problemele lor sunt atât de, dacă sunt foarte mici probleme, nu pot ei ca să facă dintre lor împăcare și dragoste și iertare. Nu înțeleg ce este iertare. Și pentru aceasta domnește în viața lor o ură și invidie. Mare invidie. Încă vreau să vă spun că fiecare om care este tatăl într-o casă, într-o buzunară lui, are o idol, o statuie mică, de lut sau de piatră sau ceva. Și o zi l-am întrebat unul, de ce aveți asta statuia la buzunar? Ca să mă ajute de la alți oameni care și ei au Dumnezei a lor. Ei gândesc că numai prin aceste idole pot ca să păzesc de sine și familia lor. Așa fac și alții oameni care tatăl, de exemplu, este responsabil pentru familia sa. Uitați ce mare lucru acolo face diavol, adică ține în această separație toți oamenii ca să nu au nici dragoste, nici împăcare, nici nimic. Noi, ortodoxi, dacă va veni în viața noastră o supărare, un caz, o boală, un omul de la familia noastră a bolnavit, a murit, avem alte multe necazuri, ce facem, ce gândim? Gândim că va trece această necazuri, are grijă Dumnezeu pentru noi, vom merge la părintele duhovnic, facem spovedanie, vom auzi sfatul lui. Adică noi avem această
legătura și unirea duhovnicească cu biserica, cu părinte. Și asta este o sprijinire, o bună, frumoasă nădejdea și bucurie și liniște în inima noastră, în inima a lor, în inima noastră. Dar această situație care noi avem și este în viața noastră și nu noi suntem desperați, supărați, fără nădejdea, dacă vor veni toate necazurile și problemele în viața noastră, pentru că știm ce să facem, cum vom ghidi, unde vom merge, ca să găsim liniște, bucuria și harul lui Dumnezeu. Uitați dumneavoastră acolo oamenii care nu au această învățătură, această teorie în viața lor. Atât de mari desperați sunt și trebuie să-mi găsesc o soluție și ce gândesc. Dacă, de exemplu, un băiat al lor s-a bolnavit, gândesc ei, părinții, de familia, asta este tradiția lor, trebuie să mergem la Muganga, vrăjitor, adică, ca să ne spune cine a făcut vrejii și copilul nostru s-a bolnavit, au a murit, au a are alte cutare necazuri. Și merg la vrăjitor ca să le ajut. Așa fac. În toată viața lor. Sunt oameni foarte întristați, desperați și chipul a lor este absența, adică bucuria, liniștea, pace, nu este nici pe chipurile lor, nici în inima lor. Și ei acolo aștept ca să vină o zi, ca să trăiesc mai bine, ca să ține, ca să simt în inima a lor o altă viață, o renoire, o situație mai bună, dar cine poate să le ajute, cine? Cine? Asta este întrebarea mea și întrebarea voastră. Cine va putea ca să le ajute? Pentru că alte biserici nu au această posibilitate. Nu au harul lui Dumnezeu ca să le ajute și alți oameni. Când a fost acolo Părintele Cosmas, frate de la Mănăstirea Grigoriu, și a lucrat 11 de ani, de la 1978 până 89, mi-a spus o istorie foarte caracteristică. O zi au venit la dinsul un tatăl și soția lui cu băietul lor, în vârsta 17 de ani, care a fost bolnav din cauza de vrăjitorie. Și le-au spus, Părintele Cosma, ne ajutați, copilul nostru este bolnav. Părintele le-a întrebat, în ce biserică mergeți? Mergi la biserica catolică. Mergeți acolo, părintele catolic să vă ajute, să citi rugăciunea a lor și așa. Au mers. Și de când părintele catolic a început ca să citească rugăciunea de izgonire a Duhului Rele, diavolul care a fost în trupul a acestui băiat a folosit gura sa și l-a întrebat pe părinte catolic, l-a întrebat ce sunteți dumneata și poți ca să mă izgoniți, ca să mă ies afară din aici unde sunt în această băiat, ce putere ai dumneata? Și imediat diavol a ieșit de la trupul acestui băiat și a intrat la trupul părintelui catolic. Și catolic a fost demonizat. Avem multe acolo problemele cu catolicii, părinții care sunt demonizați de cauza de lipsa al Duhului Sfânt. Să vă spun și alte minuni ca să înțelegeți.
În anul 2006, eu am fost acolo, în Congo, sud Congo, unde este orașul Kolwezi, și o zi a venit o femeie cu doi copii ei, care au fost demonizați de cauza de vrăjdorie. Am vorbit cu dinsa. De unde ați venit, doamna? De la Răsărit Congo, unde acolo este un oraș, se numește Bukavu. Bukavu are acolo locuitorii 2 milioane de oameni. Am fost acolo alte ori ca să găsesc cum spunem, spațiu ca să construim biserica. Și am cunoscut acolo un părinte catolic cu numele Zilber și aceasta doamna mi-a spus: am venit de la oraș Bukavu, Răsărit Congo, și ce vrei aici, de ce ai venit? Mi-a spus, uitați, eu sunt musulmană. Copiii mei sunt bolnave pentru că muftiul nostru acolo nu știu ce a făcut, ce vrejă a făcut și copiii mei sunt bolnavi. A mers la părintele catolic, acolo este o mare misiune a lor. Puteți la internet ca să găsiți orașul Bukavu, puteți găsi. Este un mare oraș, aproape la lacul Kivu. Și această femeie mi-a spus: a mers la părintele catolic și l-am întrebat: puteți mă ajuta, pentru copiii mei sunt bolnavi? Și el, uitați ce l-a spus: biserica noastră nu are putere ca să izgonească duhuri rele. Numai una biserică eu știu, așa l-a spus părintele Zilber, acolo, pe care și eu l-am cunoscut, trebuie să mergi ca să căutați numai biserica ortodoxă, care este la sud Congo, departe, și cum eu voi merge acolo? L-a întrebat femeia, numai cu tren. Această femeie a găsit un tren și după o lună și jumate, încet, trenul acolo merg încet, a pornit de la Răsărit Congo ca să ajunge la sud Congo, acolo unde este orașul Kolwezi, și așa această femeie mi-a spus. Părinții acolo, congolezii, au făcut rugăciunea și au citit rugăciunea de izgonire duhurile și adevărat copiii au fost vindecați. Și această mama a fost foarte bucuroasă. Și după eu am plecat și nu știu această mama ce a făcut. A rămas acolo, a plecat, nu știu nimic, pentru că eu am plecat spre Grecia. Să vă spun o altă minune extraordinară. O zi, în anul 1990, a venit doi părinți creștini, ortodoxi congolezi, la misiune acolo, și ne-a spus: veniți ca să ne ajutați, pentru că copiii noștri, doi băieți lor, sunt stăpâniți de la diavol, sunt paralizați de la vrăjitorie. Veniți ca să ne ajutați. Noi am trimit un părinte, Iacov Banza, care este congolez. El a fost mai înainte, a fost vrăjitor și vinator pentru animale care trăiesc la nopți. El este cel mai important, cel mai iscusit, așa spune, părinte care are foarte frumoasă experiență ca să ajute pentru aceasta problemele lor. Și am mers acolo unde este site, adică localitatea lor, și a început ca să iasca acesta vrăjitor. Și l-am găsit. A fost un băiat cu vârsta 13 de ani. Și l-a întrebat: dumneata, ai făcut așa, copiii noștri ortodoxi sunt bolnavi, ce ai făcut? El le-a spus: știți eu ce mare putere am? Ce pot face? Le-a spus: dacă eu voi atinge cu degetul meu pe haine unui om, pot să trimit acesta duhul care eu vreau ca să-l trimit. Și după părintele Iacov l-a întrebat: așa puteți să faceți și la mine?
să mă atingeți cu tenții de față de mine așa, puteți să trimiți la mine Duhul, reu, Duhul tău. Și vrăjitorul a spus, nu se poate, pentru că părinții dumneavoastră ortodoxi sunteți foc înainte la noi. Acum dumneavoastră faceți asta comparație. Diavolul a intrat la acesta catolic părinte și el s-a fost demonizat și vrăjitorul a spus pe fața lui părinte că ortodox, sunteți foc, nu pot să fac nimic. O altă minune. Acolo avem un părinte congolez, părintele Iosif Kasinda, care s-a născut la oraș Kinshasa. Când a fost tiner, în vârsta 15 de ani, mi-a spus o istorie. A venit un părinte catolic din Europa, a construit biserica lui și a început să face slujbele a lui. Vis-a-vis de la biserica lui, a stat acolo într-o casuță un vrăjitor foarte puternic și pe una masă a pus idoli, multe idoli, statuie, mici și mari, și cu porunca lui, aceste toate idoli au început să miscă, să face ca joacă, așa. Și mulți oameni veneau acolo în brejur și au batut minile lor și a fost o mare galazie și o mare bucurie pentru ei. Dar părintele catolic a fost foarte supărat pentru că nu a putut să facă slujbele lui. A mers la dinsul și l-a spus prima oară, a doua, a treia, dar el nu a vrut că să pleacă. Și după o zi, părintele catolic a mers acolo și a luat acesta idolul care a fost mai mare, și a aprins că să arunc mai departe, să arunc. Dar această statuie a lipit pe palmea lui, a lipit, și nu a putut ca să scoată. Așa a mers acasă cu idolii, cu această diavol acasă lui. Dimineața a întors înapoi și a spus, nu am putut să stau cu liniște, să mă arunc, nimic, aceasta idol mi-a suferit, mi-a chinuit, ajută-mă! Și vrăjitorul, numai cu porunca lui, l-a scos și așa. Atât de mult supărat și mihnit a fost părintele catolic și așa mi-a spus părintele Iosif, ortodox părintele nostru, mi-a spus după 2-3 zile de când a găsit biletul, a urcat într-un avion și a întors definitiv la Europa. Și după 2 ani, mi-a spus părintele Cosmas, pap de la Roma, a scris o egiclia, scrisoare. Și a trimis pentru toți cardinalii și presbiții și părinții lui în toată lumea ca să nu citesc altă dată rugăciunile de dezlegare, rugăciunile de izgonire duhurilor, pentru că acolo părinții lor vor fi demonizați. Și până acum este interzis cu porunca lui Pap, părinții a lui, ca să nu citesc rugăciunile de dezlegare, pentru că au această problemă. Exorcisme, adică. Da. Aproape la Coluezi este un sat unde mai înainte au fost mai mulți ortodoxi și puțin. Pentru că, să vă spun o paranteză, că acolo, într-o comună, într-o sat, religie sunt multe, poate diferite una pe alta, de la alta. Poate 10, 12, 20, 30, mai multe acolo sunt comunitate protestante, pe care una este diferită de la alta. Părintele Cosmas a mers o zi la primar de la oraș Coluezi și l-a spus ca să-l ajute, dacă se poate, ca să pune părintele Cosmas un ortodox primar în această sate, unde mai mulți acolo au fost ortodoxi.
primarul de la Colueze l-a ajutat. Și au pus acolo acesta omul care și eu m-am cunoscut cu numele Nicodem. Dar, uitați, după puțin timp, fiindcă au aceste puternică influență de la viața lor cea veche, fiindcă el a avut o necazul, o problemă în viața sa, în familia sa, a mers la șef vrăjitorilor. Adică o regiune poate să fie acolo satele 30, 40. Și este un șef mai mare care se numește în limba arabă stițe sultan. El este mai mare responsabil pentru toți vrăjitorii care, pentru toți primarii vrăjitori, adică care sunt sub de stăpânirea și puterea a lui. Și acesta credincioșul nostru Nicodem a mers la dinsul și l-a spus: ajută-mă pentru că am putare probleme la familia mea. Și acesta sultan, uitați ce le-a spus: eu nu pot să te ajut pentru că este alt mai mare vrăjitor, este acesta care te-a botezat, adică Părinte Cosmas. Eu nu pot să te ajut. Și așa el a plecat și a vorbit cu Părintele Cosmas, așa mi-a spus sultan, nu poate să mă ajut. Acum ce gândiți dumneavoastră? Că numai la Biserica Ortodoxă lucrează Duhul Sfânt, dar în alte biserici nu este Duhul Sfânt. Și pentru aceasta oamenii acolo sunt până acum stăpâniți rombii diavolilor. Acolo în Congo avem un părinte, părintele Lazar, care este sfânt, adevărat sfânt, nu este înselat de la diavol, să vă spun acum istoria lui. Când eu am mers acolo în anul 1990, am întâlnit cu părintele Lazar, care a fost diacon, și m-am fost mirat și spaimitat din cauza de atât de mare rivnă și ascultare pe care a făcut pe fața părintelui superior. Părintele superior le-a spus: mergi la biserică, faci curățenia, mergea repede, mergeți ca să puneți apa la floarele, faceți mâncare pentru a interna, pentru copii, mergeți cu femei, mâncare la oamenii care au fost acolo la pușcărie, la temnița, adică de la dimineața până seara, el a fost omul foarte rivnitor, ascultator, fără să spune este obosit, fără să spune nu pot. Și după 20 de ani, de când noi am făcut liturghia acolo, ce-am întors înapoi ca să bem o cafea, a fost și părintele Cosmas, părintele Lazar, mi-a spus părintele Varnavas, care acolo este stare într-o mănăstire de tineri acolo, avem acolo două mănăstire, și mi-a spus părintele Varnavas: vino în coace, și simțiți că vine mireasma de la trupul părintelui Lazar. Și așa s-a întâmplat. După eu am vorbit cu părintele Lazar: puteți să mă spuneți viața voastră, cum ați, unde ați născut, cum ați crescut, cum ați cunoscut Biserica Ortodoxă? Așa ne-am întrebat. Și mi-a spus: m-am născut departe de la Colueze, 700 km, părinții mei au fost protestanți, au murit când au fost tineri, după eu am găsit această femeie, am crescut, am lucrat, am găsit această femeie și noi am intrat la Biserica Protestantă Pentecostală. Am auzit învățăturile lor și pastor ne-a spus o zi, după 6 luni: haideți, mergem la fluviu ca să botezați. O paranteză să vă spun, ca știți că nici pastorii, nici un pastor nu au preoție, sunt oamenii laici, mireni adică,
nu au preoție, nu lucrează acolo Duhul Sfânt și nu au taine, și, dar din cauza de influența creștinismului, biserica noastră, spun pastorii acolo, mergem ca să facem botez acolo la apa, ce botez. Numai odată înăuntru la apa, e numele poate alte comunitate crede în Sfânta Treimi, alții nu crede, nu știu în ce nume, numai odată, așa. Dar părintele Lazar mi-a spus, de când pastor ne-a chemat ca să mergem la Fluviu, inima mea nu mi-a lăsat și nu a mers. A doua zi, pastor mi-a izgonit. Am mers într-o altă comunitate protestantă care se numesc metodistă. Am stat acolo 6 luni, precum așa este programul la lor pentru învățăture, și pastorul ne-a spus, mergem din nou ca să botezăm, ca să botezați, dar inima mea nu mi-a lăsat și nu a mers. Așteptam acum porunca pastorului ca să mă izgonească afară. Dar înainte ca să mă izgonească, a doua zi, eu am stat pe pridvorul de biserica lor, și am simțit o mină unui om care a fost pe spatele meu, mi-a tras și mi-a spus numele lui, când a fost Miren, a fost Oscar. Mi-a spus, Oscar, cine sunteți, Doamne? Mi-a spus părintele Lazar, am vrut ca să fac așa, ca să ved cu cine vorbesc, dar nu am putut să fac așa, nu am putut, ca să mișca capul meu. Acesta omul care a venit, nu știe nimeni, nici părintele Lazar, cine a fost. Dar așa le-a spus, Dumnezeu mi-a trimis, nu trebuie să întrebați eu cine sunt. Poate a fost înger, a fost un înger, a fost un sfânt, nu știm nimeni. Și le-a spus, Dumnezeu te iubește și mi-a trimis ca să te spun, în această biserică unde mergi, nu este biserica adevărată, trebuie să pleci. Și unde voi merge? Îngerul sau sfânt le-a spus, mergeți pe la stinga, puțin departe, din nou la stinga, într-un drum asfaltat, acolo este o piața, clădirea de posta, vis-a-vis acolo este biserica una ortodoxă, în numele Sfântului Gheorghe, numai asta este biserica adevărată a lui Hristos, ca să miduiți. Așa mi-a spus părintele Lazar, Oscar cu numere, am plecat cu prietenul meu, Simeon cu numele, și am plimbat. În colț, acolo unde este în colț, două drumuri sau o intersecție, este o biserică, este până acum o biserică catolică. Fără noi să știm ce biserică este, am intrat amândoi la biserica asta. A venit din nou acesta omul minunat și ne-a tras de la haine mele, de la umbri, și mi-a spus, Oscar, unde mergi? La biserica, mi-a spus. Nu mergi în această biserică. Nu este biserica lui Hristos, este biserica lui Papas, este un alt șef, nu este biserica a lui Hristos. Pleacă. Unde voi merge? Pe spate, este un drum asfaltat, 700 de metri, acolo este o piață, clădirile de posta, vis-a-vis biserica ortodoxă, acolo vei merge. Așa el a făcut și a găsit biserica ortodoxă Sfântului Gheorghe. Acolo ești. A fost în acela zi, a fost după amiază, ora 5 aproape, și părintele Cosmas, care a fost acolo în viață, și a trăit și s-a slujit, a fost terminat o vecernie și a intrat Oscar cu prietenul a lui la biserică. Mi-a spus părintele Lazar, atât de mare bucurie am simțit de când am intrat în această biserică și credeam că sufletul meu a vrut ca să pleacă afară, ca să iasă afară în cer. Atât de mare bucurie am simțit. Am vorbit cu părintele Cosmas, care mi-a primit cu dragoste. Am auzit învățăturile pentru 3 ani și la data 6 ianuarie
1984 m-a botezat Ibruna cu 360 de oameni. Afară de biserica, unde acolo este un baptister până acum. Eu l-am întrebat, după botezul voastră, ce ai simțit? Mi-a spus că am simțit că a căzut de la trupul meu ca o piele, ca noi, precum noi scoatem o piele unui animal, capră, oi, nu știu ce facem. Așa și eu mi-a spus, am simțit că a căzut jos ca o piele aceasta viața, adică a lui viața veche. Și după aceea ceva, am simțit bucurie și libertate. Și am văzut și un porumbel pe capul meu, care după a stat pe capele tuturor oamenilor care au fost botezați. Și după eu l-am întrebat, ia spune-mă, de ce ai făcut preot? Eu sunt omul păcătos, omul prost, nu sunt vrednic, nu știu nici să scriu numele meu, să pun semnătura mea. Dar Părintele Cosmas mi-a spus o zi, este voia lui Dumnezeu și trebuie să deveni preot. Am făcut ascultare. Eu l-am întrebat. În acea zi, Preasfințitul a citit rugăciunea de hirotonie pe capul tău. Ce ai simțit înăuntru, în inima ta? Mi-a spus, am simțit că a aprins o mare foc care a rămas în inima mea o săptămână și după a plecat, dar a rămas puțin ca o flacare de luminare. A rămas înăuntru, în inima mea. Și o zi am vorbit cu părintele stareț meu, Gheorghe, și le-a întrebat ce însemnează asta flacare de luminare, asta foc, ce este? Și mi-a spus, este darul de preoție. Așa a intrat la Ortodoxia părintele Cosmas, părintele Lazar, care acum este sfânt. Ce sfânt este? La început, prima minune pe care și eu am simțit, a scos mireasma de la trupul lui. Și după o zi, Părintele Superior l-a trimis în anul 2006, l-a trimis într-o parohie departe de la Colueze, 200 km, și acolo a ajuns cu un camion după o zi și jumătate. Înțelegeți? 200 km a făcut o zi și jumătate cu camion într-un drum foarte rău. Și când a apropiat ca să intre la biserică, l-a oprit o femeie cu un copil care a fost paralizat și le-a spus, părinte, eu am auzit că dumneavoastră, părinții ortodoxi, sunteți foarte mari vrăjitori. Părintele Lazar a spus, noi nu suntem vrăjitori. Suntem slujitori al lui Hristos, rombii al lui Hristos, așa. Nu știu ce sunteți, așa spun oamenii afară, că dumneavoastră aveți o putere mai mare și foarte mare, foarte puternică, și așa am auzit și vreau că să mă ajutați. Părintele Lazar a spus, în ce biserică mergeți? Sunt protestant, pentecostal, așa. Mergeți la pastor, la șef tău, ca să le ajute. El s-a bolnavit copilul meu, nu merg la dinsul. Dacă vrei, ajută-mă. Și Părintele Lazar, în mijlocul unde el a stat afară de biserică, a scos carte de molitfere, a citit rugăciune de dezlegare și izgonire de duhuri rele, și așa el mi-a spus istoria asta, și copilul după câteva minute a ridicat și a plimbat, s-a vindecat. Și mi-a spus și alte istorie foarte minunate. O zi, Părintele Superior l-a trimis într-o o altă parohie, 70 km departe de la Colueze, unde, știți, acolo toate parohiile, toate bisericile nu sunt făcute cu piatră și cu ceramida, nu.
sunt făcute cu lute, fără cuptor, fără să fie cu foc, și acoperișul este cu iarba, care iarba trebuie să scoasă afară o dată pe an, pentru ca fiul, pentru ca să devină stricate din cauza de ploua. Da, din cauza de ploua. Și am mers acolo, am pregătit o masă, un țarțaf șușcă să nu aruncă jos microbul și gunoi și altceva, și am început să fac liturghia. Am terminat și taina de Eucaristie, taina de Sfântă Împărtășanie, și a căzut această perete care a fost pe lângă de la masă, a căzut și toată lut a vărsat jos de la potir trupului și sigea luxos, a vărsat jos și s-a amestecat cu lut. Eu am început ca să plâng. Ce voi face? Și nu am putut ca să lase trupul lui Hristos să fie amestecat cu lut. Și am hotărât, voi mica toate lut și după voi muri. Așa mi-a spus, a micat mai mult de 3 kg lut. Dar nu a murit. Uitați. O altă zi, Părintele Superior l-a trimis într-o altă parohie, și după liturghia, de când toți credincioșii au fost pe rând ca să împărtășesc, un băiet, după împărtășania, a vomitat jos în mijloc la biserică, și Părintele Lazar a văzut asta problema și a început să plinge și le-a spus tuturor acolo, credincioșii și concolezii, nu apropiați acolo, după liturghia eu voi merge ca să fac curățenie, așa. Și el, după liturghie, a mers acolo și cu limba lui a stat jos în genunchi, a sedat în genunchi și cu limba lui a mircat toate acestea, a fost jos, Părinte Lazar. Sunt și alte minuni multe care voi lăsa ca să nu pierdem timpul, pentru că avem și alte teme ca să vorbim. Numai înainte ca să plec acolo anul trecut, sfârșitul octombrie, am vorbit cu dânsul ultima dată, pentru că el este aproape la moartea lui, are Parkinson, are vârsta 77 de ani, și cu camera mea, am luat cu dânsul aproape 10 minute de când am vorbit cu mine, ca să le avem în viața noastră, pentru că am această simțire a mea, în inima mea. După moartea lui, Dumnezeu, nu știm ce minuni va face prin Părintele Lazar. Nu știm, poate trupul lui va rămâne întreg, poate altceva, mireazma, miracle, minuni. Minuni. Nu știm, dar Dumnezeu, așa am această simțire, și cred că și dumneavoastră aveți această simțire, cred că el este va fi primul sfinte în Congo. Am această DVD, poate o altă zi voi dau Părintelui Gheorghe, 10 minute este, ca să vedeți, chipul lui este un om scund, slab, ca sfintul, ca sfintul, ca cuvioșul Paisie Aghioritul, așa el și este. Omul minunat, foarte zibitor și simplu, Părinte Lazar. O altă minune să vă spun și după poate schimbăm programele. Acolo, un băiet în vârsta 15 de ani a fost elev. De la casa lui mergea la școală, dar pe lângă acolo a durat pe dreapta, a fost biserica ortodoxă. Și mergea acolo, a auzit bucuria din această biserică și încet a auzit învățătura și s-a botezat, fără să știu nimic părinții lui. După botezul lui a vorbit cu părinții, le-a spus: eu sunt creștin ortodox. Părinții lui nu au fost nici catolici, nici protestanți. Au fost pânghini. Și tata lui nu s-a bucurat,
l-a bătut și după a mers la vrăjitor, la Muganga. Muganga, doctor. A mers la vrăjitor și l-a spus, vreau ca să mă ajutați, pentru că copilul meu a lăsat religia noastră. Ce vrei să fac? Dați-mi bani, pentru că acolo vrăjitorii sunt oameni comerci, fiecare om care va veni acolo sunt clienți, trebuie să vin cu bani. Dacă nu au bani, trebuie să le dau blanchete, haine, radio, scaune, toate ce au la casele lor, trebuie să le dau la vrăjitor. Așa. Le-au dat banii câte a cerut și le-a spus vrăjitorul, mine dimineața această dorință ta voi termina. Așa. Copilul a plecat de la casă, a stat la biserică acolo câteva minute, a rugat și mergea la școală. Dar de la păduri au venit doi serpe, boa știți, este o mare serpe până la 9 metri, foarte mare așa. Și au venit unul de la dreapta și unul de la stânga și au fost aproape la dinșul ca să le aruncă, ca să le aprinde. Copilul a făcut un semn de cruce, a stat puțin departe și puțin pe spate și când a spus Iisus Hristoase, ajută-mă, și a făcut semnul de cruce, aceste serpele au întors la pădure. A întors acasă, l-a spus părinților lui, sunt foarte bucuros astăzi pentru că m-am izbavit într-o mare ispite, au venit două serpe, așa, așa. Tata lui nu s-a bucurat, a mers vrăjitor. Și l-a spus, ai plinit dorința mea? Da, eu astăzi dimineața am trimis două diavoli cu forme, două serpe mare, ca să-l aprinde copilul, ca să le moare. Dar copilul meu, a spus tatăl lui, este izbăvit, este acasă. Spuneți, vine aici la mine ca să vorbesc eu cu dinsul. Răjitorul a început ca să vorbească cu copilul. Uite, paranteză. Acolo știți, vrăjitorii nu au auzit nimic despre Iisus Hristos. Nu știu că a venit în lume mituitorul nostru care este mituitor pentru toată lumea. Nu știu oamenii acolo. Mai mulți nu știu. Niți vrăjitori, care sunt colaboratorii, prietenii și mucitorii și ajutorii, diavolul e acolo, diavolul. Și a venit acolo copilul și le-a spus despre, și a început ca să învațe copilul despre viața lui Hristos, minunea așa, 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 și la sfârșit ce s-a întâmplat. Acest vrăjitor și copii, și frații, și părinții lui s-au botezat. Pentru că au găsit cine este mai mare, nu Duh, dar mai mare Dumnezeu, Iisus Hristos. Acesta minune acolo, noi, este ușor ca să găsim multe și slavim, și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta toate minunii care face acolo Dumnezeu și Sfinții noștri. Încă vreau să vă spun că acolo trăim o epocă apostolică. Precum în această perioadă, după înălțarea lui Hristos la țări, apostolii noștri și ucenicii lor, de când au început ca să întinde, ca să propovăduiască, Dumnezeu le-a făcut multe minuni. Așa, această situație, trăim și noi acolo, multe minuni ne fac acolo Sfinții noștri, Iisus Hristos și Maica Domnului. Nu avem timp. Am scris până acum în limba greacă 250 de minuni. Am scris și înainte ca să vin aici în România, am tradus toate acestea minuni în limba lor swahili. De ce? Ca să citesc și ei, acolo congolezii, ce mare este Dumnezeu nostru. Și ce mari sfinți sunt prietenii și vindecătorii noștri, ca să știu și ei în limba a lor și de la părinții și de la frații lor, ce minuni face acolo Dumnezeu prin biserica noastră ortodoxă. Dacă da.
Mulțumim, mulțumim mult, Părintele Damaschin. Luăm o scurtă pauză de 15 minute, după care vă invităm la a doua parte a conferinței. A doua este despre văștorie. Acum e? Nu. Nu? Acum avem luăm o mică pauză de 15 pauză. Minute. Da. Da? Ok. Îi ajută... Îi lau el, ca... Ne. Ne știm din Sfântul Munte, dar eu m-am de curând, aveam părul lung și barbă mai mare și m-am tuns. Poate asta nu v-a tuns. Da. Vă invităm în foaier pentru o scurtă pauză, pentru lămurire și pentru alte probleme rezolvate. Și vă anunțăm că deja a fost montat un punct de vânzare cu produsul împăsirește la Măsăria Grigoriu. Tămâie și săpună adus făcute de monarhii din Mănăstirea Grigoriu. Aveți acolo tot ce vă trebuie. E preț unic, este toți bănuții se vor duce ca danii pentru restaurarea unui corpul de clădire al mănăstirii. Mulțumim. Vă așteptăm peste un sfert de oră înapoi.
Programul acum este, ca să spunem, despre organizarea de vrăjitorie. Acolo, nu numai Congo, toată Africa. Acolo sunt două categorie care lucrează, prin care diavolul lucrează ca să fie toți oamenii rombii a lui. Este vrăjitoria neagră și vrăjitoria albă. Vrăjitoria neagră folosește sinze omului, adică trebuie să facă jertfa. V-a spus că dacă un om este necazit, este bolnav și trebuie să găsească cine este vinovat, cine este criminal, din cauza lui, un copil sau s-a bolnavit sau a murit. Și merge la vrăjitor. Acolo vrăjitoria neagră lucrează nu numai cu un om, sunt 5, 7, până 10 oameni. Ei trebuie, dacă un client, un om are probleme și vorbește cu un vrăjitor din acest grup, vorbește cu un vrăjitor și le spune, ajută-mă pentru cu tare problemă. Trebuie acest vrăjitor ca să caute un copil de la un sat care este aproape la munte, unde ei fac ceremonia lor, trebuie să caută un copil și după închide gura sa ca să nu strigă și după merge el și împreună cu frația lui pe vârful unui munte unde fac o gaură mare și fac dans, ibrejur de la gaură fac dans, adică ibrejur toți împreună, fără haine. Poate sunt și bărbații și femei, totul dezbrăcați. Și fac așa dans, mișcare ibrejur, ca să roangă, ca să vine diavol. Și vine multe duhuri rele, diavolii. Este porunca diavolului ca să faci ascultare diavol pe fața vrăjitorului, este porunca diavolului ca să faci ascultare pe fața vrăjitorului, trebuie să folosească singe omului. Și pentru aceasta au găsit și au luat un copil acolo pe vârful muntelui. Ce fac ei acolo? Nu moare copilul cu cuțit, dar numai deschide pieptul lui deschide și scoate afară inima. Copilul este în viu, nu este mort. Și este porunca diavolului toți vrăjitorii ca să mănâncă puțin de la carne din inima a lui și trebuie să beau și puțin sinzea lui. După alta sinze care este în inima sa, trebuie să scoate cu o siringă și vor pune această sinze pe înăuntru în o trestie și acesta vrăjitor care este responsabil ca să împlinească dorința unui client, trebuie să alengă această trestie pe pieptul lui și după el are putere de la diavol ca să zboare ca avion. Această lucrare vrăjitorii fac numai la noapte, nu alte ore. Este interzis. Și încă este interzis acolo ca să vin oamenii alții care nu sunt vrăjitori sau sunt țarani, oamenii de la satele, este interzis acolo ca să fiu acolo aproape. Aceste toate istorie noi știm de la părinții noștri care unul a fost vrăjitor și ne-a spun așa este ceremonia a lor.
Și acest om vrăjitor care a luat banii, a găsit, a primit acest om client, trebuie să zbură până 500 km, până 1000 de kilometri și arunce unde este nevoie, arunce medicamente, unde el este chemat ca să fie oamenii bolnavi, morți, multe necazuri acolo. Părintele Cosmas mi-a spus odată că când a fost într-o perioadă, într-o călătorie, ca să face acolo lucrarea, misiunea, adică, a găsit un om vrăjitor cu trestie legată pe piedul lui, jos a fost mort. Și a vorbit cu țăranii acolo, care au fost acolo aproape, le-a întrebat ce este acest om. Și ei ne-a spus că i-a terminat benzina. Așa, oamenii gândesc. I-a terminat benzina. Adică a terminat puterea diavolului. Pentru că diavolul nu este prieten nostru, el este dușman. Și pentru viața noastră și pentru sufletele noastre. Asta este neagră vrăjitorie. Vreau să vă spun, într-o zi acolo la oraș Coluezi, noi am găsit ca sunt două copii, o fată 7 ani și un băiat 5 ani care au fost foarte mari vrăjitori. Ce vrăjitori? Ce a făcut? Cu puterea diavolului puteau ca să chinuiască alții oameni. Acest copil, 5 ani, ar putea ca să face păcate trupești cu femei. Uitați ce face diavole. Și alte multe necazuri aceste două copii au făcut în oraș Coluez. Și acolo avem o maicuță congoleză care a găsit acest copil, a vorbit cu părintele superior, părintele Meletie, pentru această problemă, pentru această copii, și părintele cel mare le-a spus, luăm aceste copii ca să intrăm la internat nostru. Acolo copiii, după puțin timp, s-au catechizat, s-au botezat. Eu am vorbit cu aceste copii amândoi și ce mi-a spus? Vin vrăjitorii la noapte, ca avion, zbură la noapte și vor ca să intra acolo unde este mănăstire de maici, și acolo este internat cu copii, sunt fetițe și aceste doi copii care au fost vrăjitori, acolo au trăit, au fost acolo și mi-a spus vin vrăjitorii la noapte ca să vor și vor ca să ne scoată afară. Dar nu pot din cauza de prezența cruței care copiii au pe piept. Odată, o zi, am plecat și eu ca să fac o călătorie pentru lucrarea lui Hristos și am văzut într-un loc una fată care a fost dezbrăcată, nu totul dezbrăcată. Și mulți oameni au fost pe lângă, în jur al ei. Și am fost cu șoferul meu și l-am întrebat ce ved toți oamenii care sunt în acest loc. Mi-a spus, vino ca să vedeți. Am văzut o fată care a fost vrăjitoară mare. Și aceasta, acolo, aceea ne-a spus că a plecat departe de 1000 km. Și a căzut acolo. Nu a fost în viu. Cum? Nu înțeleg cum a fost în viu și nu a murit. Nu înțeleg asta problemă. O altă femeie cu numele Vasilica a fost botezată al Bisericii Ortodoxe, dar acolo, uitați,
Oamenii sunt foarte necaziți. Nu au atât mai dragoste și cunoștința despre Biserica Ortodoxă, despre credința noastră, și s-au botezat și după, dacă vor avea o problemă în viața lor, merg și la vrăjitor, unde vor putea ca să găsesc cu chip, cu motiv automatic, așa spunem noi, automatus, cu chip automatic, pot să găsesc o soluție a lor, repede. Pentru că acolo oamenii nu înțeleg cum lucrează Iisus Hristos la biserica noastră. Iisus Hristos la biserica noastră spune: sau așteptați, sau acum să vă ajut, sau nu vă te ajut niciodată. Așa sunt răspunsurile al lui Hristos. Așteptați, sau acum te aud dorința sa, sau nu voi ca să te ajut niciodată. Dar acolo oamenii nu înțeleg. Vor astăzi, dacă se poate, o soluție, fără să înțeleagă ce soluție va fi. Această femeie, Vasilica, mergea la biserică într-o sate. Sfârșitul liturghie, a închinat icoanele la iconostas, dar inascuns mergea și la vrăjitor. Una duminică, de când a mers ca să închine icoanele de iconostas, fără să înțelege cum se ține, a batut Iisus Hristos cu saliva. Și ea a făcut așa, împrejur, fără să știe cine a batut cu saliva lui. Nu a spus nimic la dascal acolo, la catehista. A doua duminică mergea la biserică, v-am spus, nascuns mergea la vrăjitor, a doua duminică a închinat acolo icoanele și Iisus Hristos a stat ca viu, a întins mina lui Iisus Hristos și l-a bătut așa de două ori. Și această femeie a căzut jos. Și după, catehista acolo, care a fost responsabil pentru catehumeni, pentru alții, pentru catehumeni și credincioși, l-a văzut. Ce problemă ai? De ce ai căzut? Nu știu cine mi-a bătut. Catehista l-a întrebat. Mergi la vrăjitor? Da, merg. Uitați probleme acolo. Și acolo Iisus Hristos, fiindcă iubește și acolo oamenii congolezi care sunt botezați, le iubește. Dacă un om folosește două ușile, și ușa de ortodoxia și ușa de vrăjitorie, acolo acești oameni ortodoxi care vor merge și la vrăjitorie vor avea probleme de demonizare a lor. Probleme mari. Adevărat, eu vă spun adevărat. Un catehist, dascal pentru satele lui, mergea și el inascuns la vrăjitor. O zi s-a demonizat. A mers la misiune acolo, a vorbit cu părintele Cosmas. Părintele Cosmas l-a ajutat, l-a sfătuit și după l-a spus, nu mergi atâta dată, veți avea probleme de la Dumnezeu. Și a citit exorcisme și încet acesta catehista, dascal, s-a vindecat după câțiva luni. Acesta catehista ar trebui ca să întoarce la satele lui, dar acolo oamenii lui nu l-au acceptat, l-au izgonit. De ce? Au știut că acest om a fost demonizat, adică am fost sapinit de la duhuri rele. Așa, ei l-au văzut, l-au cunoscut că este un om așa. Și de când el a întors înapoi și a fost sănătos,
ei au gândit că Duhul lui a venit și nu este acesta omul adevărat. A venit Duhul lui și din cauza de foarte teamă l-au izgonit. Ați înțeles puțin? Așa înghidesc oamenii. Și nu au putut ca să întoarce la biserica lui. Din cauza oamenilor care înghidesc că nu este acesta omul care noi știm. Este Duhul lui care a venit ca să ne izgonească, ca să ne face lupta cu de la noi. Uitați, oameni, cum ghidesc. Mare problemă acolo au oamenii dacă vor ca să boteze, dar nu facă, nu lasă adevărate relații a lor cu idolii, cu diavol, cu vrăjitorie. Nu știu că este mare nevoie ca să lasă, ca să lepanda toate și după fara nici o sprijinire la idolii lor, intra la Biserica Ortodoxă fara ajutor de la idolii, de la idolii, de la alte duhuri a lor, care au fost până această zi ajutorii și sprijitorii a lor. Înțelegeți ce mare greutate și pentru noi este ca să le învățăm, că este un Dumnezeu care este Duh, este peste tot, este atotputernic, facător de minuni, mântuitor pe toată lumea, dar ei gândesc, noi, Dumnezeu nostru este acesta idol, care este la buzunar. Noi nu înțelegem, nu putem să credem că este un om pe care, un Dumnezeu pe care noi nu l-am văzut niciodată. Înțelegeți ce mare probleme și noi acolo avem cu oamenii. Este foarte, foarte greu crede că este un om, un Dumnezeu care nu este nevăzut. Mare problemă. Și pentru aceasta ei întors înapoi la vrăjitorie multe ori și după, din cauza de minie diavolului, oamenii ortodoxi care s-au botezat, sunt botezați, după vor fi probleme pentru că sunt după demonizați de cauza de stăpânirea diavolului. Am fost acolo eu în anul 1992 și am mers într-o mare sat ca să facem catehizare, liturghie și botez. Un om care a fost în rând ca să botează, a ținut la buzunarea lui o idol, Duhul lui, un Dumnezeu al lui, a ținut. S-a botezat, dar nu a luat harul lui Dumnezeu. Din cauza el, nu a lepandat Dumnezeu al lui. Și după botezul lor, au intrat la biserică ca să iau sudepărtășania. Așa este tradiția acolo. După botezul, fac cununie, pereche, fac cununie și după intram la biserică ca să iau sudepărtășania. Acest om care nu a lepandat Duhul lui, Dumnezeu al lui, de când a apropiat ca să închina icoana Sfântului Apostol Ioan, a căzut jos. Părintele acolo, care acum a murit, părintele Fotios, l-a ridicat, s-a întrebat, ce problemă ai? De ce ai căzut? Și a găsit în buzunarul lui acesta idol. Și a înțeles de ce acesta om a căzut jos. Așa și eu am văzut într-un alt sat, unde noi am vorbit pe fața tuturor oamenilor care au fost catehumeni. Dumnezeu este numai unul, se numește Iisus Hristos, nu trebuie să gândiți dacă este Dumnezeu alb sau este Dumnezeu negru. Pentru că ei acolo
gândesc, sunt puțin supărați acolo cu ungolezi, poate sunt mult supărați. De ce? De ce Dumnezeu, precum noi le spunem, este european sau este ebreu, este alb. Ei nu sunt, nu sunt bucuroși, pentru că Dumnezeu este alb. Și dacă noi vom facem o fotografie, o poză de la Xeros, de la Xerose, știți, de la Xeros o fotografie este puțin neagră, și dacă ei vor vedea icoana Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinților care este neagră, spun, uitați, uitați, acesta Sfinte este ca noi, uitați, sunt bucuroși. Și trebuie noi acolo, ca să facem icoane cu chipurile lor, ca să fie neagre. Așa ei sunt bucuroși. Înțelegeți? Trebuie icoanele noastre acolo ca să fie neagre. Și Iisus Hristos puțin negru. Așa simt mai bine. Au probleme cu culoarea lor. Mare probleme. Și ne spun oamenii care sunt asate la lor. Sunt paghini. Noi mergem ca să le vorbim despre Iisus Hristos. Ei spun, le spun, dumneavoastră sunteți oameni frumoși, albi, pentru că Dumnezeu voastră este alb și pentru aceasta sunteți bogați, pentru că Dumnezeu voastră este alb și bogat. Dar uitați piele, suntem negri, săraci, necaziți, pentru că Dumnezeu nostru este negru, sărac, nu are bani ca să ne ajute. Uitați, cum ghidesc acolo oameni. Este mare problemă cum vom putea ca să răspunem că Iisus Hristos este altfel. Poate că să mă ajute, că să mă întrebați cum acolo facem misiune pe fața tuturor oamenilor. La început cu dragoste. Acolo, uitați, catolicii și protestanții nu iubesc, de exemplu, catolici, vă spun acum, catolici. La misiunea a lor ține pentru lucrare, pentru muncitori, pentru munca lor, numai catolicii, nu oameni din alte religie. Așa fac și protestanții. Dacă oamenii, ca congolezii, vor merge acolo la protestanții, sunt obligați de la pastora lor ca să fie protestanți. De exemplu, studenți merg la școala care o școală este protestantă, agricultură și altceva. Sunt obligați de la pastori protestanți ca să accepte religia a lor. Dar nu este așa la noi, la Biserica Ortodoxă. Adică la misiunea ortodoxă. Noi primim oamenii din toate și la școlile noastre. Primim oamenii din toate religie. Înainte ca să începem noi, ca să construim pe lângă la biserica ca parohială, pe lângă, înainte ca să construim o școală, înainte ca să hotărim, ca să construim școala, am trimis copiii noștri ortodoxi la școlile catolice sau la școlile protestanți. Dar acolo directorii catolici protestanți le-au izgonit copiii noștri pentru că au fost ortodoxi. Mă înțelegeți, e? Și noi după am hotărit, nu se poate, trebuie și noi să construim școlile pe lângă o școală, pe lângă o biserică parohială. Așa facem și până acum. Să avem mai multe de 60 de școli pe lângă la biserica noastră. Dar noi primim la școlile noastre nu numai ortodoxi, ci din alte țări, ci din alte religie. Nu facem această diferență. Asta este bun. De ce este bun? Noi arătăm dragoste pentru toți oamenii, și ortodoxi, și catolici, și altceva. Și mulți oameni, și mulți copii, fiindcă noi acolo facem religia ortodoxă, de școlile noastre, mulți copii stau acolo și aud învățătura ortodoxă. Și după avem multe pilde, multe istorie, copiilor care după s-au botezat la Biserica Ortodoxă.
un catehist, da. Noi facem acolo în fiecare an o lună seminar pentru preoții congolezi. Vin anul trecut, am făcut o lună în iulie seminar pentru preoții congolezi și le predam nu numai muzica psaltică, dar ne predam și teologia, despre multe lecții acolo, știință, învățătura, pentru o lună. Așa facem și pentru, numai pentru preoții, o lună, facem și o lună pentru catehiste, pentru dascali care sunt responsabili pentru catehumeni și credincioși. Mă duc aminte, mai înainte, a venit un catehista care, în ascuns, mergea și la vrăjitor. Și noi am făcut o zi, a fost duminica și după, și când părinte a scos afară, a ieșit afară cu vasele sfinte, acesta catehista a căzut jos. Și așa, a căzut jos. Și după el ne-a spus că a făcut asta lucru rău, mergea și la vrăjitor. Ce păcat, pentru că acesta catehista acum este vrăjitor, a lăsat Biserica Ortodoxă. A lăsat. Ca să fie primar la sat la lui, ca să fie primar, ar trebui să fie vrăjitor, a lăsat Biserica Ortodoxă. Ce se face? Această istorie sunt despre neagră, despre neagră vrăjitorie. Câteva cuvinte. Dacă un om, client de la vrăjitorie, de la neagră vrăjitorie, pleacă cu multe necazuri și cu multe supărare și nu este vindecat, nu se poate, diavolul nu face vindecare, pleacă. După așteaptă un alt doctor. Nu este doctor, este și el vrăjitor, care se numește doctor. El poartă și halat albă ca să fie doctor. Adică oamenii care plec de la neagră vrăjitorie sunt foarte necaziți și aproape la moartea lor, le așteaptă afară un alt doctor ca să le vindeca. Nu este adevărat. Amidoi vrăjitori, de la albă și neagră, aceste vrăjitori toți, sunt prieteni înascunși. Dar pe fara sunt ca dușmani. Unul judeca pe altul. Dar asta este colaborarea lor, pentru că fac această lucrare pentru bani. Pentru bani. Primesc clienți. Pentru bani, altceva nu fac. Nu au ei dragoste pentru oameni, nici diavol. Și acest doctor are o casuță, poate la casa lui, plante uscate, are sirope, are medicamente, așa mic și mare, și cu halat, așa se vede el că este doctor. Și vin acolo oamenii, el ce face? O pinde, ca să înțelegeți. Vine un om de la neagră vrăjitorie care plimbe cu o toiangă, așa, toiangă, așa plimbe. Așa. Ce face doctorul de la Alba? El ne ajute, el îi ajute ca să nu plimbe cu toiangă, așa, încet. Asta este o înșelare, vindecare, nu este adevărată. Adică ce face diavolul? Cu prezența acestui doctor, ce face diavolul? Scoate afară cel mai mare diavol și rămâne un alt diavol mai mic. Înțelegeți această diferență? Adică el a văzut o schimbare, o diferență. Mai înainte a plimbat cu toian și după plimbe fără toian. Este o diferență. Și după spune oamenii, am găsit vindecarea mea, pentru că acum pot să plimbe încet fără toian. Dar diavolul este unul. A plecat mai mare, a rămas altul mai mic, diavol, ca să cred oamenii că au găsit un doctor adevărat. De? Ce mare înșelare este acolo și cum diavol lucrează cu multe viclenie
și fără dragoste pe fața tuturor oamenilor. Nu dragoste, este dușman pe toți oamenii. Și pentru aceasta noi acolo, ortodoxii, sidem dușmanii vrăjitorilor. Nu vor nici ca să stau pe fața noastră. Avem și noi acolo multe ispite de la vrăjitori. Anul trecut am fost acolo la mănăstire de tineri bărbați, sunt aproape 10 tineri acolo, și părintele stareț este la mănăstirea mea, părintele Varnavas, grec cipriot, și anul trecut am fost acolo 4 luni, ca să facem ce putem face, și mi-a arătat părintele Varnavas, mi-a spus, uitați, epitrahilul meu, acolo jos are acestea, cum spunem, croșe. Da. Și mi-a spus, uitați, părinte, nu știu cine a venit și a rupt, a tăiat ca să face vrăjitorie. Adică acolo vrăjitorii vor, dacă se poate, ca să mor și părinții noștri ortodoxi. Dar nu pot. Nu pot. Asta este o mare minune. Nu pot să fac nimic contra la părinții noștri ortodoxi. O paranteză să vă spun. Noi ortodoxi putem trăi ca să fim izbaviți fără ca să ne deranjeze diavolul. Adică noi ortodoxii putem să trăim fără ca să ne deranjeze diavolul. Da. Numai noi ortodoxii, fiind că suntem botezați și am luat Harul Dumnezeu, diavolul nu poate să facă nimic contra noi. Și asta este, asta învățătura, asta adevărata, cuvintul adevărat, este pentru toți ortodoxi? Nu. Pentru cei ce fac viața curată. Sau, dacă au căzut, au făcut păcatele toate, fac spovedanie. După spovedanie, vine în viața lor și iertarea păcatelor, și Harul Dumnezeu, și după diavolii nu pot să fac nimic pe fața acestui omului care ortodox, care s-a spovedit. Și după, dacă el va lua, cu blagoslovenia Părintelui Duhovnic, va lua și Harul Dumnezeu prin Sfinte Părtășania, el este foarte puternic și biroitor și nu poate diavolul să facă nimic. Dar, este un dar, ce dar. Dacă, de exemplu, acesta ortodox s-a spovedit, dar a lăsat un păcat mare, problemă. Știu, și acolo sunt oamenii care nu fac adevărata spovedanie. Și aici, și toată lumea nu fac. Adică o femeie a făcut în viața ei, când a fost tineră, a făcut un avort. Și nu a spovedit. Asta este o fereastră deschisă, prin care vrăjitor poate să trimite duhuri rele și după omul poate să fie demonizat. De cauza din această fereastră care este deschisă, adică el nu a făcut o curată spovedanie și după poate diavolul ca să le dea multe ispite să fie demonizat. Dar acolo oamenii nu sunt obișnuiți pentru spovedania. Acolo uitați. Nu au în credință pe fața unui părinte al lor congolez. Nu, în credință. Gândesc că vă spune cuvintele, spovedania care vă spune, gândesc că vă spune aceste cuvinte la preoteasa și alte, și nu vor ca să împărtășesc, ca să spovedesc. Și acolo nu spovedesc mulți oameni. Au această mare teamă, numai copii se împărtășesc la biserica lor. Plec ortodoxii din biserica ortodoxă? Da, plec. Mulți, puțini, nu știu exact, dar plec. Adică las biserica ortodoxă. De ce? La început, din cauza de lipsa de învățătura ortodoxă. Anul trecut, când am fost acolo, am vorbit cu secretarii acolo pe sfârșitului. Am vorbit cu ei. Le-am întrebat. Am auzit și am văzut și eu că mulți credincioși noștri au plecat de la biserica ortodoxă.
Și mai mulți merge la protestanți, unde nu este acolo spovedanie, spovedanie este nevoie omul ca să fie zmerit, ca să zmerească. Trebuie să spune toate inascunsul, păcatea lui. Este foarte greu un congolez care nu are tradiție, nu știe nimic, este foarte greu ca să deschide inima sa, să spune viața a lui pe fața unui om preot care are aceeași culoare. Înțelegeți? Este foarte, foarte greu. Un negru, creștin negru, să spună cuvintele la lui despre cu spovedania pe fața unui părinte care este congolez, are culoare neagră. Mare problemă. Ce se face? Nu știu. Dumnezeu face minuni, dar mulți oameni, slavă Domnului, stau la biserică și dacă spovedesc adevărat, ei se simte experiența din cauza de prezența Duhului Sfânt. Am fost la Burundi 6 ani, de la 2004-2010, acolo, și după 2 ani, venea acolo un tiner care a fost dascăl la școala generală, venea la biserica fiecare, noi l-am botezat, venea la biserica fiecare duminică. Fiecare seară, de când eu am făcut rugăciunea de calugărie, rugăciunea mea, venea un cuvânt în capul meu, cine mi-a spus, nu știu, Iisus Hristos mi-a spus, nu știu cine, dar în capul meu venea un cuvânt și mi-a spus, spuneți acesta copilul Vasile, vine aproape la tine. Spuneți, vin la tine. Fiecare noapte spuneți acest cuvântul, Vasile, congolez, vine aproape la tine. Și o zi, le spun, Vasile, uitați, nu știu, dar așa vrea Dumnezeu, așa crede. Aud această voce în capul meu și mi-a spus, trebuie să veniți, să rămâneți cu mine aproape. Dumnezeu te iubește. Și a fost dascal, a lăsat toate învățătura și profesiunea acolo ce a făcut și a venit aproape la mine, și a stat aproape la mine 5 ani. Mi-a ajutat, ajutorul meu. Omul minunat. Acum este arhimandrit. Părintele Vasilie arhimandrit. Este un om minunat. Cu multe, Dumnezeu îi face minuni. O zi, acesta Vasile va fi și episcop acolo. Va fi o zi. Așa cred. Este și un alt verișorul al lui, părintele Dimitri, care a fost teolog papist și a fost acolo la Burundi și a lucrat și a fost student pentru școala de jurnaliste. Mi-a spus, decembrie 2003, am fost acolo, în decembrie, a venit acolo. Mi-a spus, părinte, această biserică grecilor a fost închisă aproape 14 de ani a fost închisă pentru că nu a fost acolo școli, nu a fost părinte grec, a fost închisă. Acum ați deschis biserica. Dar spune-mă, ce biserica este asta ortodoxă, biserica, spuneți? Eu l-am întrebat. Ce sunteți? Sunt profesor la școala teologică, la Biserica Catolică. Ce sunteți? Ce ați auzit despre biserica ortodoxă? Mi-a spus, profesorii noștri mi-au spus că Biserica Ortodoxă este o biserică schismatică care a plecat de la Biserica Catolică. Dar ce spune dumneavoastră? Și părinte, acesta mi-a spus, uitați, am multe întrebări despre Biserica Ortodoxă, multe întrebări. L-am întrebat profesorii mei la școala teologică a lor și nu mi-a răspuns frumos ca să simt eu bucurie. Nu mi-a spus frumos și vreau ca să vă întreb multe întrebări despre Biserica Ortodoxă. Le-am spus, vreți să facem învățătură fiecare zi? Vreau. Ok, fiecare seară eu am vorbit cu tinsul, cu Liba Suahili, părintele Iosif,
un alt părinte congolez i-a vorbit cu limba, cu limba franceză și după 4 luni am terminat toată învățătura și eu l-am botezat. Acum acest părinte Dumitru este preot deosebit. Deosebit. Să vă spun de ce. Înainte de hiotonia lui au venit episcopii și prietenii lui cei de vechi și le-au spus: vino la noi și noi să te dăm $350 fiecare lună. Pentru că la noi salariul lui este $150. Vino la noi, veți lua $350 mai mult. El ne-a spus: nu vreau banii voastre, eu vreau biserica adevărată. Și Dumnezeu să mă ajute ca să trăiesc sărac, dar ortodox. Uitați ce om, e? El mi-a spus, el, acolo oamenii, în această oraș care se numește Uvira, sunt dușmani contra la dinsul, pentru că diavolii, cum spunem, apucă oamenii grei ca să facă contra la dinsul și la preoteasa lui multe vrezi ca să le moară. A venit Iisus Hristos, mi-a spus părintele Dumitrie, o noapte, în visul lui, și mi-a spus: nu ești supărat, nu aveți grijă, eu am grijă, le-a spus Hristos, pentru dumneata. Eu voi fi aproape la dumneata. O zi, el mi-a spus, am spălat dumneața 5:30, pentru că ora 6 acolo părinții fac utrenie și veternie, este tradiția agurita noastră și așa fac și acolo. Și el mi-a spus, când am spălat acolo, pentru că casa lui este în această curte unde este și biserica, mi-a spus, de când am spălat, am auzit acolo la biserica armonică, cor, dar ușile toate au fost încuiate. Mi-a spus, părinte, nu pot să te spun, atât de mare bucurie am simțit, pentru că am auzit corii îngerilor înăuntru la biserica de două ori. Și eu, altă dată, cu prioteasa, am auzit corii îngerilor înăuntru la biserica. Și o altă istorie mică și terminam, oprim. Acolo, la oraș Uvira, unde este răsăritul Congo, mi-a spus preoteasa lui, mi-a spus, părinte, uitați, a fost aici o femeie foarte puternică vrăjitoară și a vrut ca să mă moare. A făcut toate vrezii, dar nu a reușit. Și după, nu știu câte timp, după poate o lună aproape, a venit această femeie la mine și mi-a spus, mama, în limba swahili, mama, doamna, adică mama, mama, sunteți mai mare vrăjitoria, vrăjitora, sunteți mai mare vrăjitora. Eu am făcut toate ca să te mor, dar nu pot. Cine este puterea? De unde luați puterea? Cum sunteți vrăjitora mai mare? Cine este Duhul tău? E, preoteasa l-a spus, uitați, noi suntem așa, ortodoxii, biserica noastră așa, și această femeie acum, care a fost atât de mai mare acolo vrăjitoară, acum este ce? Ortodoxă, s-a botezat. Așa. Multe minuni face acolo Dumnezeu, nu avem timp ca să vorbim până dimineața, dar nu este nevoie. Este puțin cuvinte de toate ca să înțelegeți ce mare lucrare acolo face Dumnezeu cu părinții a lui, și câte sfinți acolo sunt. V-am spus despre părintele Lazar și alții părinții congolezi care sunt adevărat oamenii deosebiți, oamenii sfinți. Slava Domnului! Acum putem să auzim câteva întrebări.